Dramaturgului Matei Vișiniec i-a fost acordat titlul de doctor honoris causa în cadrul festivităților prilejuite de împlinirea a 73 de ani de existență a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, București. Evenimentul a avut loc chiar în preajma zilei de naștere a renumitului dramaturg, poet și jurnalist, personalitate culturală recunoscută la nivel internațional, născut la 29 ianuarie 1956 în Rădăuți, județul Suceava. Acasă, la teatrul care îi poartă numele, cel mai jucat dramaturg român la nivel internațional a fost omagiat în cadrul primei ediții a proiectului Teatrului Matei Vișiniec Suceava Dramaturgi Români din toate timpurile, care a fost organizat pe parcursul a 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, prin intermediul conferinței Întâlnire cu prietenii lui Matei Vișiniec și operele sale și a 2 spectacole realizate pe baza textelor sale, Caragiale e de vină și Întoarcerea acasă.